Vă chem acum să deschidem Sfânta Carte. Vom citi din Evanghelia după Matei, de la capitolul 20, o pildă pe care o spune Domnul Hristos. Vă chem să o întâmpinăm cu inima deschisă și de asemenea cu rugăciunea ca Domnul să ne vorbească din ea fiecăruia dintre noi. Iată pilda. Matei, capitolul 20. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis uneia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Amin. Eu nădăjduiesc în această seară ca noi să ne aflăm printre cei chemați și toată biserica să zică amin. Amin. Și să ne aflăm și printre cei aleși. Amin, amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. În seara asta, fiecare dintre dumneavoastră a știut bine la ce vine. A știut că în seara asta vine la biserică, la o seară de evangelizare. Și ce alta este o astfel de seară de evangelizare decât un moment în care ne este prezentată din nou și din nou și Dumnezeu știe și noi știm că avem nevoie să ne fie prezentată astfel Evanghelia, vestea bună a lui Dumnezeu. Despre asta vreau să vă vorbesc și eu în această seară. Am în buzunar pentru fiecare dintre noastre o invitație. O invitație pe care Domnul o întinde fiecare dintre noastre de a deveni cetățean al cerului. Cetățean împreună cu sfinții. Știți că în momentul în care Domnul Hristos își începe propovăduirea Matei, capitolul 5, printre primele cuvinte ale Domnului, ale propovăduirii Domnului, sunt acestea. Pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor s-a apropiat de voi. Ideea aceasta a unei împărății care vine, care s-a apropiat, din care putem face parte fiecare dintre noi, este preluată apoi de către apostoli. Apostolul Pavel avea să vorbească despre asta atunci când ne scrie Efesenilor, ascultați, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și invitația pe care o am pentru fiecare dintre dumneavoastră este să mai primiți o cetățenie. O cetățenie care încă este disponibilă fiecăruia dintre noi, care nu se dă cu plată, nu se dă cu bani și nici nu trebuie să te înscrii pentru ea, nu trebuie să dai examen nu știu de care pentru ea, nu trebuie să aștepți foarte mult până o primești. O cetățenie însă mai importantă decât toate celelalte cetățenii pe care le avem. Vă chem în această seară pe fiecare dintre dumneavoastră, acei care nu sunteți, să deveniți cetățean împreună cu sfinții. Oameni din casa lui Dumnezeu. Și zic, Domnul să vă ajute și toată biserica zice amin. Iar pe cei dintre dumneavoastră care sunteți deja
cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Vă chem în această seară la un soi de meditație, la un soi de analiză. Eu spuneam adineaori că vă chem să fiți cetățean, dar atunci când te gândești să primești o cetățenie, haideți să nu mergem atât de mult până la cetățenie, atunci când te gândești să te muți într-un oraș, să schimbi locul de, în care stai, pui o mulțime de întrebări, așa-i? Vrei să știi exact unde te duci, cum este locul în care te duci. Vrei să știi care sunt regulile acolo, vrei să știi care sunt lucrurile pe care trebuie să le respecti, cum îți poți așeza viața în acel loc nou în care te duci. Și cu siguranță pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți niște căutători onești ai cuvântului lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu, există o mulțime de întrebări atunci când vine vorba de cetățenia noastră din ceruri. Ce înseamnă să fii pocăit? Ce înseamnă? La ce să te aștepți? Uite, oamenii ăștia au cântat atât de frumos. În seriile astea ți s-a spus atât de des cât de important este să te pocăiești. Dar întrebarea bună este, dom'le, și la ce să mă aștept? Dacă mă pocăiesc, care sunt lucrurile la care mă pot aștepta? Care este peisajul pe care îl voi întâmpina? La ce să mă aștept atunci când mă pocăiesc? Circulă pe piață o mulțime de zvonuri legate de ce înseamnă să fii pocăit. Avem și noi oameni care sunt în anturajul nostru, unii care fac cinste numărul de pocăit și zicem, domnule, pocăit înseamnă să semeni cumva cu el. Avem și oameni care nu fac cinste numărul lui Dumnezeu și zicem, pocăit? De cât pocăit ca acela? Mai bine nu. Avem o mulțime de păreri legate de lucrurile pe care am putea să le facem. Ne zicem, pocăit înseamnă să te îmbraci frumos duminica, să te duci la biserică, să cânți, să te întorci acasă. Înseamnă să renunți la o mulțime de lucruri. Totuși, ce înseamnă? La ce să mă aștept atunci când devin cetățean împreună cu sfinții? Nu ce zic oamenii că voi întâmpina. Nu regulile umane pe care le cunoaștem, le știm, ci ce ar zice Dumnezeu despre pocăință? Ce-aș întâmpina din partea stăpânului împărăției atunci când devin cetățean al acestei împărății a lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii pocăit? La ce să mă pot aștepta? Înainte de a răspunde, de a lăsa pilda pe Domnul Hristos să răspundă la această întrebare, permiteți-mi doar două observații să fac. Observații care au mai degrabă de a face cu contextul, dar care se potrivesc foarte bine acestei întrebări. Atunci când vrei să-ți pui, în mod serios, întrebarea ce înseamnă să fii pocăit, unul dintre lucrurile importante pe care trebuie să le faci este să nu spui rapid știu. 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 Lasă că cunosc eu. Să rămâi cu inima deschisă. Și asta este chemarea, singura dorință pe care eu o am înaintea dumneavoastră în această seară. Rămâneți cu inima deschisă. Ascultați-vă, rog, cuvântul lui Dumnezeu. Nu înaintați cu preconcepții, cu idei, cu păreri, cu lucruri auzite din dreapta și din stânga. Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să vă informeze. Ce înseamnă să fii pocăit? Nu întâmpina asta cu părerile tale. Domnul Iisus Hristos spune pilda aceasta într-un context anume. Înainte de a o spune, de a răspunde la întrebarea aceasta prin această pildă, Domnul Hristos tensionează intenționat contextul în care se află. Se întâmplă înainte de momentul în care Domnul spune pilda, două evenimente care pun pe gânduri nu doar pe oamenii din jurul Domnului Hristos, ci și pe oamenii care îl cunoșteau pe Domnul Hristos, îl iubeau pe Domnul Hristos, pe ucenici. Primul moment care se întâmplă este că Domnul Hristos are o stare de vorbă cu oamenii și la un moment dat, din mulțime, răsar doi părinți care își împing în față copiii. Vor ca ai lor copii să ajungă înaintea lui Hristos și să primească de la ei binecuvântarea. Iar reacția oamenilor din jur este vehementă. N-are Domnul timp de așa ceva. Trimiteți copiii la joacă. Se poate ocupa Domnul, are lucruri mai importante de făcut. Ei credeau că știu cum e Domnul. Credeau că știu care este agenda lui Dumnezeu. Credeau că știu care este modul de funcționare a împărăției lui Dumnezeu. Și atunci și acolo are loc primul moment care tensionează, inclusiv pe ucenici.
Domnul oprește tot și zice vorbele celebre pe care le știm fiecare dintre noi. Care? Lăsați copilașii să vină la mine. Și nu-i opriți. Auziți, în lumea voastră pare a spune Domnul, copiii nu sunt importanți. În lumea mea și în împărăția mea, copiii au importanță. Să nu credeți că știți deja cum e împărăția lui Dumnezeu. Rămâneți cu inima deschisă. Imediat după aceea are loc un eveniment care îl dă pe Petru și mai tare peste cap. Vine la Domnul Hristos un tânăr, îmbrăcat bine, mirosea bine, echilibrat, cu vorbele la el, aranjat, bogat. Și îl întreabă pe Domnul Hristos, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, cunoști poruncile, păzește poruncile. La care tânărul răspunde, poruncile, le-am păzit toată viața mea. Și atunci Domnul face ceea ce Domnul face în viața aproape fiecăruia dintre noi. Pune degetul pe rană și zice, da? Bine, vinde tot ce ai, împarte săracilor și vină după mine. La această cerere a Domnului Hristos, tânărul se dă înapoi și pleacă întristat. Și atunci și acolo are loc al doilea șoc al ucenicilor, că Domnul nu face nimic să-l oprească. Nu aleargă după el, nu zice, lasă că mai vedem noi, hai că vino, că le mai îndulcim, că mai facem cumva să funcționeze. Domnul zice, du-te. E atât de șocat Petru de reacția rece a Domnului Hristos, încât se apropie de Domnul și îl întreabă. Auzi, dacă el n-a putut, noi cu siguranță nu putem. Ba mai mult, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Reacția Domnului față de tânărul bogat arată, strigă încă o dată la noi. Nu spune din start, știu, că s-ar putea să nu știi. Rămâi cu inima deschisă. Și asta este rugămintea pe care o am. Nu spuneți din start că știți cum e să fiți pocăiți. Rămâneți cu inima deschisă. Răspunsul pe care Domnul îi dă lui Petru, după ce Petru se duce și îl întreabă pe Domnul, îndrăznește să-l întrebe, noi am lăsat totul și te-am urmat și tu nu primești pe ăsta bogat? Ce răsplată vom avea noi că te-am urmat? Și Domnul în versetul 28-29 îi dă răspunsul lui Petru. Și răspunsul este, adevărat vă spun, că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, în înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și ascultați, continuă Domnul. Și Petre, oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau fecior sau holde, pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Ce spune prin asta Domnului Petru? Este mai mult decât te-ai așteptat vreodată. Este mai bogat, este mai plin, este mai binecuvântat decât te-ai așteptat vreodată. Două lucruri se întâmplă în contextul pildei. Unu, este strigătul pe care Domnul îl are. Nu crede că știi deja. Împărăția cerurilor ține de Dumnezeu și de felul în care Dumnezeu face lucrurile. Lasă-L pe Dumnezeu să te informeze. Nu pune etichete peste pocăință, nu pune etichete peste biserică, nu pune etichete peste chemarea lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți povestească. Lasă-L pe Dumnezeu să stea de vorbă cu tine. Și al doilea lucru pe care îl spune contextul, așteaptă-te să fii surprins. Așteaptă-te ca atunci când vei deveni pocăit, când vei deveni cetățean împreună cu sfinții, lucrurile pe care le vei trăi, pe care le vei experimenta, să fie dincolo de imaginația ta, să fie mai mult, mai bogat, mai frumos decât ți-ai imaginat, ți-ai închipuit, ai plănuit vreodată.
Și aș vrea să vă iau martori pe dumneavoastră, cei care umblați cu Dumnezeu de multă vreme. N-a fost așa? N-a fost așa? Lucrurile pe care ni le-am imaginat noi despre pocăință au fost cu mult depășite de Domnul. Bogăția harului său, îndurările sale fără număr, bunătatea sa care are ca temelii veșnice, starea de a rămâne în vigoare în viața noastră, toate astea au trecut dincolo de capacitatea noastră. Bun este Domnul! Bun este Domnul! Deci când îți răspund în seara asta, când lași Evanghelia să-ți răspundă la întrebarea cum este pocăința, nu te grăbi să zici știu și lasă-ți inima deschisă. Și atunci când devii pocăit, așteaptă-te să fii surprins. Domnul este mai mult și face mai mult decât îți închipui tu. Și acum începe pilda. Cum este să fii pocăit? Și Domnul răspunde la pildă, la întrebarea aceasta pentru o poveste de viață foarte simplă, ruptă cumva din realitatea lor, din ceea ce vedeau întâmplându-se sub ochii lor zi de zi. Zice că un gospodar, înțelegem din pildă că era bogat, avea o vie. Venise vremea culesului viei și pentru că înțelegem că via era mare, a avut nevoie de zilieri, de oameni care să-l ajute să strângă via. Și gospodarul se duce și își cheamă zilieri. Nimic neobișnuit în asta. O vedeau în Israelul vremii, probabil că se mai întâmplă și astăzi, mai ales în țările mai sărace, zilierii, oamenii care nu au un loc de muncă stabil, în țările în care șomajul e foarte sus, zilierii își bazează viața pe munca de zi cu zi. Stăpânul s-a dus în piață și a ales niște oameni care să-l ajute să strângă via. Nimic neobișnuit în asta. Îngăduiți-mi, vă rog, să folosesc orele cu care noi suntem obișnuiți, nu neapărat orele evreiești. Zice că la 6 dimineața de vreme, 6 dimineața, stăpânul se duce în vie, vede ce treabă are acolo și după aceea se duce în piață și trimite pe primii în via lui. Sunt singurii cu care stăpânul va face înțelegere. Vor pleca și vor lucra toată ziua. După aceea, la ora 9 dimineața, stăpânul ajunge din nou în piață și alege alți lucrători pentru vie. Iarăși nu e nimic neobișnuit în asta. Ne întrebăm, ne zicem, oare de ce a făcut asta? Păi probabil că n-a calculat bine câtă nevoie de muncă are. Probabil că și-a dat seama că e mai mult de muncă decât își închipuise, decât plănuise la început. Nimic neobișnuit. Începem să ridicăm din sprâncene în momentul în care aflăm că s-a dus și la 12 ziua. Cum? Jumătate de zi? A greșit așa de rău calculele? Și suntem șocați, uimiți să aflăm că s-a dus și la 3 după amiază. La 3? Cine se mai duce în vie la 3? În piață la 3? Și suntem absolut siderați. Nu-l înțelegem. Când aflăm că s-a mai dus odată în piață pentru a-și căuta muncitor, știți la ce oră? 5 după amiază. Știți la ce oră se încheia ziua de lucru? 6. Remarcați, vă rog, nuanțele pildei. Nu zice că i-a dus în vie, zice că i-a trimis în vie. Deci este cu minte să credem că din momentul în care îi întâlnește în piață la ora 5 după amiază, până în momentul în care oamenii ăștia începe efectiv să lucreze, mai trece o bucată de vreme, nu? 10 minute, 15 minute mai trec acolo. Să zicem că au început să lucreze la 5 și 20. La 6 se făcea plata și se pleca spre casă. De ce a făcut? De ce a făcut? Tot acest du-te vino pe care stăpânul îl are vorbește despre primul lucru la care trebuie să te aștepți atunci când te pocăiești. La ce să te aștepți când devii copilul lui Dumnezeu? Să-ți schimbi hainele? Nu. La ce să te aștepți atunci când devii cetățean împreună cu sfinții? La primul lucru, care este stâlpul împărăției, temelie în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să te aștepți la bunătate. Am crezut că toată biserica vă zice amin. Trebuie să te aștepți ca Dumnezeu să-ți facă binele.
trebuie să te aștepți ca Dumnezeu să te întâmpine cu bunătate. Toți cei de aici care în seara asta m-au ascultat și care ați venit în via lui Dumnezeu, aș vrea să vă întreb, v-ați întâlnit cu bunătatea lui Dumnezeu? Amin. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mărit să fie împăratul nostru! Amin. Atunci când vii acasă, atunci când te pocăiești, atunci când te întorci cu fața către Dumnezeu, zice psalmistul, că te luminezi de bucurie. Atunci când într-un final decizi să apleci urechea la ce zice Dumnezeu, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, atunci când hotărăști să-ți dai viața lui Dumnezeu, din momentul acela trebuie să începi să te aștepți la bunătate. Că ea este stâlp în împărăția lui Dumnezeu. Cum este Domnul? Domnul este bun. Mărit să fie numele Lui. Și toți cei care decid să-L asculte, să-L urmeze, să-L caute pe Dumnezeu, să umble cu Dumnezeu, trebuie să se aștepte la bunătate, să se întâlnească, să fie cufundați, nu doar să se întâlnească, nu doar să fie cufundați, ci cu totul să fie băgați în bunătatea lui Dumnezeu. Noi trăim pentru că Domnul este bun. Noi ne bucurăm pentru că Domnul este bun. Noi cântăm pentru că Domnul este bun. Noi avem sclipire în ochi pentru că Domnul este bun. Măreț să fie Dumnezeu! Mărit să fie Dumnezeu! Trebuie să te aștepți la bunătate. La bunătate. Știi de unde știi că te-ai pocăit în mod real? Că te întâlnești cu bunătatea lui Dumnezeu. Și bunătatea lui Dumnezeu îți schimbă viața. Te transformă. Te modelează. Așa știi că te-ai pocăit. Așteaptă-te la bunătate. La bunătate. Cum e bunătatea lui Dumnezeu? Luăm pilda de la capăt. Cum e bunătatea asta lui Dumnezeu? La care trebuie să te aștepți. Aș vrea să facem un exercițiu de calcul în pildă. Ce înseamnă? Care sunt acțiunile pe care bunătatea lui Dumnezeu le face atunci când noi ne pocăim, ne întoarcem cu fața către Dumnezeu? 1. Trebuie să te aștepți la bunătate. Ce face această bunătate? 1. Te caută să-ți facă binele. Poate că nu ți-am spus nimeni niciodată, dar atunci când te pocăiești, Dumnezeu te caută, începe să te caute pentru a-ți face binele. Nu știu pentru dumneavoastră, dar eu simt în inima mea cum clocotesc de bucurie numai la gândul că Dumnezeu e pe urmele mele pentru a-mi face binele. Dumnezeu te caută pentru a-ți face binele. Câteva întrebări pe marginea pildei. Aflăm la finalul pildei. Pilda are 3 surprize majore. Vă spun una acum. Una dintre surprizele pildei este apariția ispravnicului. Aflăm pe la jumătatea pildei că stăpânul ăsta avea ispravnic. Știți ce însemna asta? Că era atât de bogat încât nu trebuia să muncească. În mod normal, ce face el nu face orice stăpân. În mod normal, nu el era cel care trebuia să se ducă în piață, să-și caute lucrători pentru vie, trebuia să o facă ispravnicul. El trebuia doar să vină dimineața de vreme, să stea de vorbă cu ispravnicul și să vină seara târziu să vadă ce s-a făcut. În rest, toată activitatea trebuia coordonată, dacă vreți, de manager, de ispravnic. Are ispravnic. Și cu toate că are ispravnic, ispravnicul apare târziu în pildă. La început este el. El face tot, du-te vinul acela în piață, se scoală de vreme la 6 dimineața, se duce la 9, se duce la 12, se duce la 15, se duce la 17. Și tot acel du-te vino are de-a face cu bunătatea lui Dumnezeu. Vă întreb, știind finalul pildei, știind cu cât are de gând să-i plătească, vă întreb, știa stăpânul că la capătul drumului va plăti pe toți la fel? Știa. Dacă știa că îi va plăti pe toți la fel și dacă nu forța de muncă era importantă pentru el, că înțelegem că nu era forța de muncă cea mai importantă pentru el din faptul că s-a dus la 3. Din faptul că s-a dus la 17, când oamenii nu mai puteau oferi mare parte din munca lor, din forța lor, era prea târziu, mai aveau câteva minute pe care le mai puteau folosi în vie și la capătul drumului scoate din buzunar aceeași sumă, înseamnă că nu s-a dus pentru el în piață, ci s-a dus pentru cine? Pentru ei. Tot du-te vino la acela și faptul că la capătul drumului îi plătește pe toți la fel, strigă la noi, Domnul este bun! Domnul te caută să-ți facă binele. Domnul își dorește să-ți facă binele. Domnul dorește ca tu să înflorești. Domnul dorește ca tu să crești, ca să te dezvolți. Domnul îți vrea binele.
dacă te chemăm în seara asta la cineva, te chemăm la un Dumnezeu care e pe urmele tale pentru a-ți face binele, la un Dumnezeu care știe să te ia în brațe, care știe să te copleșească cu bunătățile sale, la un Dumnezeu care îți face bine, numai bine. Asta face Dumnezeu. Și atunci când te apropii de Dumnezeu, așteaptă-te la bunătate, așteaptă-te ca Dumnezeu să fie pe urmele tale pentru a-ți face binele. Te chem la un exercițiu. Cine e pe urmele tale? Poți să vezi din felul în care se dezvoltă viața ta. Dacă viața ta merge din rău în mai rău, din otrăvitor în mai otrăvitor, înseamnă că nu Dumnezeu este acolo. Viața celor care cunosc înflorirea, vindecarea, eliberarea, este viața celor care stau înaintea lui Dumnezeu. De aceea te chem în seara asta să stai înaintea Lui. Dumnezeu te caută să-ți facă binele. 2. Eu nu pot să citesc pilda aceasta. Nu știu dacă dumneavoastră o puteți citi fără să mă gândesc la românii mei. Am mai spus-o la dumneavoastră, spun și în seara asta. Eu cred că trăim cea mai bună etapă, economic vorbind, din istoria României. Cea mai bună. Cei mai mulți dintre noi trăiesc acasă mai bine decât prinții medievali. Trăim bine. Ne-a binecuvântat Dumnezeu. Slăvit să fie El pentru asta. Dar n-a fost tot timpul așa. Am o rudă îndepărtată care a fugit din România înainte de 89. La prima dată când au încercat să fugă și să treacă granița, l-au prins, l-au bătut zdravăn. Niciodată nu va mai fi la fel, nu mai va mai fi întreg cum era după bătaia aia și l-au trimis înapoi în țară, acasă. A fugit încă o dată, tot înainte de 89 și a reușit. Am citit istoriile, eu sunt prea tânăr, eu n-am trăit asta, dar au trăit-o ai mei, au trăit-o românii mei. Am citit istoriile celor care fugeau din România, că din România nu se pleca. Noi acum doar arătăm buletinul la vamă și am plecat. În aeroport nici măcar nu mai stăm. Și am plecat, dar n-a fost tot timpul așa. Când au plecat din România, când au fugit din România, cu riscuri majore, cu riscul propriei vieți, ajungeau în campurile din Ungaria, din Austria, din Iugoslavia. Și unii dintre ei îmi povesteau, am fost de curând în străinătate, am vrut să-i întreb, spuneți-mi dacă am dreptate, dacă ați trăit treaba asta. Și le-am zis, uite, în pildă se zice că exista o piață în care veneau oamenii fără muncă și că veneau, vine stăpânul țării și își lua dintre ei, își selecta dintre ei pe aceea pe care și dorea și trimitea la muncă. Ați trăit asta? Și mi-au zis toți care au state vechi în Austria, în Austria am fost, mi-au zis, da, am trăit-o cu toții. Zice, dacă vrei te pot duce acolo în piață unde era locul ăla. Că vreți pot povesti cât de greu a fost pentru noi. Eu nu pot să citesc pilda asta fără să mă gândesc la românii noștri. Pentru că în piață sunt românii. În piață sunt cei din Uganda. În piață sunt toți săracii lumii astea. În piață, la un moment dat, am fost noi toți. Noi toți. V-ați întrebat de ce n-au plecat la ora 3? De ce când stăpânul acestei vii, când gospodarul ăsta ajunge în piață la ora 3, de ce mai găsește oameni acolo? V-ați întrebat de ce? Dar la ora 5, când ajunge în piață la ora 5, v-ați întrebat de ce mai găsește oameni în piață la ora 5? Vă spun de ce. Pentru că nu puteau pleca acasă. Viața lor depindea de munca din ziua aia. Cu banii din munca din ziua aia își cumpărau pâine pentru familie. Aveau nevoie să muncească. Și dacă trebuie să stai până la capătul zilei, până la ultima secundă, a ultimului minut, a ultimei ore, rămâi acolo în speranța că ți se va întâmpla un miracol. Dar de la ora 3 nu mai vine nimeni. Nu te mai ia nimeni. Depindeau de banii aia. Stăteau în piață așteptând să li se întâmple un miracol. Așa cum au stat adeseori românii noștri. Aveau acasă familii, aveau acasă copii. Trebuiau să se întrețină ei și trebuiau să întrețină familia de acasă, copiii de acasă. Trebuiau să muncească. Și nu puteau munci decât muncă de zilieri.
aveam nevoie de ajutor. Iar în piață de la ora 3 nu mai vine nimeni. Venit înaintea dumneavoastră în această seară să vă spun că în piața vieții, la ora 3, la ora 5, mai vine cineva. Vine întotdeauna gospodarul. El vine de fiecare dată. Vine și te caută pentru că al doilea lucru, unu, te caută să-ți facă binele, doi, îți știe de fiecare dată nevoile. Știe că mai s-ar putea să mai fie în piață cineva care depinde de pâine, care depinde de bănuții ăia și mă voi duce să le fac binele. Când te chem la Dumnezeu, te chem la un Dumnezeu care te cunoaște pe nume, știe cine ești, știe ce faci, îți cunoaște viața și îți cunoaște sufletul și îți cunoaște inima mai bine decât te vei cunoaște tu vreodată. Și printre toate lucrurile pe care Dumnezeu le cunoaște despre tine, Dumnezeu îți știe și nevoile tale, nevoile acelea profunde. Când ești în piața vieții și nu mai vine nimeni să te ajute, nu mai are nimeni cum să te ajute, când toți ridică din numeri, când nimeni nu mai poate să facă să se intervină sau nu-i mai pasă ca să intervină, mai vine cineva în piață. În seara asta eu sunt înaintea dumneavoastră pentru că în piața unora dintre dumneavoastră în seara asta a venit gospodarul. A venit gospodarul. Remarcați în pildă, gospodarul nu-i obligă să se ducă nicăieri, pentru că Dumnezeu nu va pune niciodată piciorul în ușa ta, obligându-te să faci ceva, ci doar te cheamă. Doar îți spune, de ce n-ai plecat încă, de ce n-ai venit încă, nu m-a chemat nimeni. Vino și tu în via mea. Vino și tu în via mea. Și drumul trebuie să-l faci tu. Trebuie să te ridici și să pleci de acolo, cum a făcut-o odată fiul risipitor, hotărât. Să lase roșcovele porcilor pentru pâinea pe care o găsea acasă și pe masa sclavilor tatălui său. Trebuie să vii acasă. În piața ta, astăzi este gospodarul care îți știe nevoile. Numai el știe să le împlinească. Numai el știe să le adreseze. Dacă vei pleca în seara asta fără el, fără să te gândești la el, fără să iei în calcul pocăința, nu tot ce vei trăi de aici încolo este pe cheltuiala ta, este pe responsabilitatea ta. Dumnezeu te-a căutat să-ți facă binele. Dumnezeu a venit în piață după tine. Dumnezeu îți face binele pentru că el este bun. Mărit să fie Dumnezeu. Mărit să fie Dumnezeu. Cum e bunătatea lui Dumnezeu? Unu, te caută să-ți facă binele. Doi, îți cunoaște nevoile. Și mai e ceva superb la gospodarul ăsta. Superb la el. Numai că ați ajunge în piață la 3, la 5, nu mai poate folosi nimic. E puțin, foarte puțin ce poate folosi de la ei. Știți vorba românească, mai mare daraua decât ocaua. Adică, prea mare deranjul, ca să vă mai trimit iarăși, să vă mai facă protecția muncii, să vă mai dea gălețile, e prea mare deranjul. Vă întreb, putea gospodarul ăsta să zic, auziți, nu v-a luat nimeni, nu nimeni. Luați de la mine 2 bănuți. Luați de la mine 1/4 cât costa o zi de muncă, 1/4. Putea să fac asta? Cine l-ar fi putut opri, nu? Dacă ar fi făcut asta, am fi considerat că a fost bun cu ei. Categoric. Era un act de bunătate pe care îl făcea. Și cu toate astea, gospodarul nu face asta. Știți ce le zice? Nu va căuta nimeni. Nimeni nu v-a luat. Duceți-vă și voi în via mea. Și făcând asta, îi păstrează cu demnitate. Demnitate. Nu-i calcă în picioare cu mila. Vă rog să fiți atenți aici. Îmi spunea soția mea zilele trecute, a fost la unul dintre azilele din Arad. Și mi zicea, Cipri, știi ce m-a durut cel mai tare acolo? Faptul că este călcată în picioare demnitatea oamenilor lor. Felul în care sunt tratați, felul în care sunt îngrijiți, condițiile în care stau, nu mai au pic de demnitate rămasă. Sunt călcați în picioare constant. Demnitatea le este călcată în picioare. Știți cine era în piață? Erau niște bărbați în piață. Știți de ce aveau nevoie bărbații? Aveau în primul rând nevoie să muncească. N-aveau nevoie de o pâine de milă. Aveau nevoie de o pâine pe care să o muncească. Pentru un bărbat era important asta. Era important să știe că acasă se duce cu o pâine pe care a muncit-o el. Că acasă se duce cu o pâine pe care a câștigat-o el cu sudoarea palmelor lui, cu sudoarea frunții lui. Era important asta. Știți cine mai știe că era important asta pentru ei? Gospodarul.
și pentru că gospodarul știe asta, nu le dă de milă nimic, ci le zice, vino, am nevoie de tine, pot folosi ceea ce ai tu, pot folosi capacitățile tale, timpul tău, darurile tale, puterea ta, vino, vino, vino la mine, vino și îți voi plăti cât face și la capătul drumului le va da mult mai mult decât făcea, dar vino. Dumnezeu nu-ți calcă în picioare niciodată demnitatea. Dacă te chem în seara asta la un Dumnezeu, te chem la un Dumnezeu care știe să îngrijească de tine. La un Dumnezeu care știe să te înflorească. La un Dumnezeu care știe să te ducă în palmele sale. La un Dumnezeu care te-a săpat în palmele Lui. La un Dumnezeu care poate să-ți zică astăzi ești al meu, pentru totdeauna al meu. Un Dumnezeu care știe să te crească în grădina Lui. Un Dumnezeu care știe să facă din viața ta o sursă de binecuvântare pentru tine și pentru alții. Te chem la un Dumnezeu care este dincolo de imaginația ta de bun. La El te chem. La un Dumnezeu care știe să facă binele, mărit să fie numele Lui. De unde vedem bunătatea asta lui Dumnezeu? Ce înseamnă să fii pocăit? La ce să te aștepți atunci când te pocăiești? Păi să te aștepți la bine. Adică ce va face Dumnezeu în viața mea? Te va căuta să-ți facă binele. Doi, îți cunoaște nevoile și îți va împlini nevoile adânci ale sufletului tău. Și trei, nu te va călca în picioare niciodată. Te va păstra cu demnitate, dezvoltându-te, înflorindu-te, crescându-te. Așa este Dumnezeu. Dacă în viața ta nu se întâmplă asta, înseamnă că în viața ta este altcineva. Înseamnă că tu lucrezi și că ești pe urmele tale este altcineva care nu te înflorește, căruia nu-i pasă de tine, nu cunoaște nevoile și dacă le cunoaște, nu-i pasă de nevoile tale. Un cineva care nu știe și nu vrea și nu poate să-ți facă niciodată vreun bine, dar dacă pe urmele tale este Dumnezeu, viața ta va cunoaște înflorirea, viața ta va cunoaște dezvoltarea, viața ta va fi scumpă înaintea lui Dumnezeu. De aceea te chem la adevăratul Dumnezeu, la un Dumnezeu care face binele. Mărit să fie numele Lui și toată biserica zice, amin, amin, amin. La ce să te aștepți când ești pocăit? Să te aștepți la bunătate. Tu te bucuri că vei primi bunătate. Și ea se bucură. Mai e cineva aici care se bucură? Mai este cineva aici care se bucură? Slăvit să fie Domnul. Eu vreau să am parte de bunătatea Lui. De aceea, în seara asta, mă pocăiesc și eu la predica mea și zic, Doamne, te aleg din nou și din nou și din nou. Doi, la ce să te aștepți? La primire. La primire. Așteaptă-te să fii primit. Vă spuneam, gospodarul ăsta are ispravnic. Și ispravnicul a stat tot timpul în vie. Tot timpul a fost acolo ispravnicul. Încercați să fiți pentru un moment în vie împreună cu ispravnicul. Ești de dimineața de vreme în vie, la 6 dimineața îți vin primii mucitori. Ai ce să le dai de lucru? O, Doamne, toată via e de cules. Sigur că am ce să le dau de lucru. La nouă îți vin alții. Ce interesant stăpânul astăzi. Ai ce să le dai de lucru? Ai ce să le dai de lucru și lor? La 12 îți vin alții. Ai ce să le dai de lucru și lor într-un final. La ora 3 îți intră pe poarta viei alți muncitori. Pe voi cine v-a trimis, măi? Și răspunsul este stăpânul. La ora 5, când tu te pregăteai să speli gălețile, când aproape nu mai era nimic de făcut pe ziua aceea, îți vin alții pe poartă. Te întrebi, îi întrebi, pe voi cine v-a trimis. Și singurul răspuns pe care ei ți-l dau cu inima cât un purice în ei, pentru că depind de munca aia, singurul răspuns pe care pot să dea, pe noi ne-a trimis stăpânul. Și când zici că pe noi ne-a trimis stăpânul, tu care ești ispravnic trebuie să zici veniți. 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 Există loc și pentru voi. Pentru că atunci când te pocăiești, trebuie să te aștepți, unul, la bunătate, doi, la primire. Să te aștepți să fii primit de Dumnezeu. Să te aștepți să ai ușa deschisă la Dumnezeu. Să te aștepți ca Dumnezeu să se coboare în rugăciunea ta. Să te aștepți ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor tale. Să te aștepți ca Dumnezeu să apară în mijlocul vieții tale. Să te aștepți ca Dumnezeu să îți împlinească nevoile. Să te aștepți ca Dumnezeu să te călăuzească la primire. Există primire pentru cei care vin de vreme, în pildă. Așa-i? Pentru aia care au venit la 6 dimineața, la ora 9, la ora 12, pentru cei care vin de vreme în pildă, în viață, la Dumnezeu, există primire.
Există primire, sunteți aici în această seară oameni care aveți părul cărunt și care umblați cu Dumnezeu de foarte multă vreme. Dumneavoastră știți că există primire la Dumnezeu, că Dumnezeu vă primește, că Dumnezeu vă folosește, că Dumnezeu poate să ia ceea ce aveți dumneavoastră și să pună slujba sa, mărit să fie Dumnezeu. Și mai știți ceva, știți că la capătul drumului, El care e corect va răsplăti, va răsplăti. Obișnuiesc eu să spun, Dumnezeu nu pensionează niciodată. Schimbă slujbele, le dă pe măsura puterilor noastre, dar de pensionat nu pensionează. Dumnezeu doar promovează în slavă. Promovează în slavă. Până atunci există loc în via Lui și pentru tine. Există loc și primire și pentru tine. Ce bine e că ai venit de vreme. Ce bine e că nu ți-ai risipit viața dând-o la porci, dând-o la unul care n-are milă de tine, nu-ți cunoaște nevoile, te calcă în picioare. Ce bine e că ai venit de vreme. Spunea David Jeremiah, unul dintre autorii creștini, în ziua în care, în zilele, în perioada în care s-a îmbolnăvit de cancer, zicea pe cartea pe care a scris-o în perioada aceea: câtă vreme ești în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu mai are de lucru cu tine, ești nemuritor. Ești nemuritor. Câtă vreme ești în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu mai are de lucru cu tine, ești nemuritor. Există primire pentru cei care ați venit de vreme. Aș vrea să vă spun în seara asta că există primire și pentru cei care ați venit târziu. Târziu. Mai sunt prin biserici câteodată, îți mai zic: auzi, tu nu știi viața mea. Nu știi cât am făcut eu. Știi câte păcate am eu. Nu știu ce nenorocire e în spatele meu. Tu nu știi ce otravă e în sufletul meu. Tu nu știi viața mea. Poate Dumnezeu să primească ceva de genul ăsta? Am venit să vă spun că da, poate primi. Este singurul din univers care te poate primi. Ba mai mult, este singurul univers care te poate spăla. Este singurul care te poate elibera. Este singurul care îți poate da viață nouă, viitor și nădejde. Este singurul care te poate primi. Vine înaintea ta în seara asta să-ți spun: nu mai pleca urechea la șoapta diavolului care îți spune că n-ai ce să-i dai tu lui Dumnezeu. Dumnezeu nici nu caută să primească ceva de la tine. Vrea doar să vii. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Atât. Vino. Vino și dă-i lui Dumnezeu inima ta. Așa cum este ea prăpădită ta de inimă, năvalnică ta inimă, dă-i lui Dumnezeu, că există pentru tine primire. Și când ai venit târziu, târziu înseamnă târziu după viață risipită în păcate, târziu înseamnă târziu ca vârstă, târziu înseamnă târziu ca oboseală, târziu înseamnă ce vreți dumneavoastră, indiferent de cât de târziu, cât de amurg, auzi, indiferent cât de amurg este în tine, chiar dacă diavolul a tras cortina și șoptește să încheie cu viața asta, indiferent de cât de întuneric este în tine, aș vrea să spun că Dumnezeu te așteaptă acasă, că Dumnezeu te primește. Aș vrea să spun că ușa lui Dumnezeu este deschisă pentru tine, că Dumnezeu nu și-a închis ușa, că Dumnezeu n-a trântit ușa în fața ta, că până când vei fi la capătul vieții, Tata din ceruri încă te așteaptă acasă. Aș vrea să spun că Tata nu te va izgoni niciodată, că Tata nu va închide ușa pentru tine, că Tata nu va stinge niciodată lumina. Vino! Vino acasă! Nu mai amâna, vino acasă! Nu vezi ce face diavolul cu tine? Nu te-ai săturat de viața ta? Vino! Vino la cel care știe să te înflorească, vino la cel care știe să îngrijească de viața ta. Vino! Există primire! Există primire înaintea lui Dumnezeu. Primire. Eu sunt atât de bucuros că m-a primit și pe mine. M-a primit și pe mine la buza prăpastie vieții mele. Am auzit strigătul lui: fiule, te vreau acasă. Și m-am întors cu viața țândări la un Dumnezeu care știe să pună la oaltă ciob cu ciob, să facă vase din nou și după aceea să le transforme în vase de cinste. Vino acasă, vino acasă. Există primire. Veți spune: păi la 80 de ani am Alzheimer, am... Nu, ce să mai vin? Vino. Vei vedea bucuria pe care o vei vedea, vei trăi înaintea lui Dumnezeu. Vino acasă. Dumnezeu poate folosi zâmbetul tău. Dumnezeu poate folosi experiența ta. Poate folosi îmbrățișarea ta. Vorba ta bună, vino acasă. Există o cântare pe care noi cântăm și care spune: există loc la cruce și pentru tine, unde mii
au venit și tu poți fi primit. Există loc la cruce și pentru tine. Dacă vei muri departe, în piața lumii, vei muri pentru că ai ales piața și nu casa lui Dumnezeu. Pentru tine, întotdeauna, ușa lui Dumnezeu a fost deschisă. Există primire. La ce să mă aștept când mă pocăiesc? Să te aștepți la bunătate, să te aștepți la primire și închei în seara asta. Să te aștepți la transformare, la schimbare. Când te pocăiești, Domnul te primește așa cum ești, dar nu te lasă niciodată la fel. Există înaintea Lui, în proximitatea Lui Dumnezeu, schimbare. Schimbare. Vă spuneam că pilda asta are trei surprize majore. Prima este apariția ispravnicului. Mai sunt două surprize pe care le întâlnim la final. Vine stăpânul, remarcați nuanța pildei, începe cu el a fi gospodar și încheie cu el a fi stăpân. Vine stăpânul la ispravnicul său și zice la capătul zilei, vreau să-i plătești. Vreau să-i plătești, dar vreau să-i plătești într-un fel aparte. Vreau să le dai la toți la fel și vreau să începi cu cei din urmă. Și au făcut coadă la caseria stăpânului. Vă imaginați? Stând acolo la coadă, au venit primii cei care lucraseră, cât lucraseră ăștia? Câteva zeci de minute. Intră acolo sperând că vor primi suficient cât pentru o pâine pentru ziua aceea. Și ies de acolo așa cum ieșim noi toți dinaintea lui Dumnezeu. Cum? Cântând de bucurie. Nu numai că ne-a primit, nu numai că ne-a chemat, dar a fost bogat Dumnezeu cu noi. A fost bogat Dumnezeu cu noi. Ne uităm în urmă la anii pe care am trăit înaintea Lui, la anii pe care am slujit și n-am vrea să fim în nicăieri în orice altă parte decât înaintea Lui Dumnezeu. A fost bogat Dumnezeu cu noi. Ieșim de acolo, așa cum au ieșit ei, plin de bucurie. Îi întreabă ăștia de la coadă, voi cât ați primit? Nu o să vă vină să credeți. Plata cât pentru o zi de muncă. Cât? Pentru o zi de muncă. Și imediat își fac calculele, dumneavoastră nu vi le-ați face. Dacă ei care au lucrat 10 minute au primit atât, noi care am lucrat o zi întreagă, vom primi? Atât. Și intră cei care au venit la ora 17, intră după aceia care au venit la ora 15 și primesc la fel, cei care au venit la 12 primesc la fel, cei care au venit la 9 primesc la fel. Și în final, ultimii, cei care au lucrat toată ziua primesc, ziceți dumneavoastră cât? La fel. Și ăștia se supără. Și acolo există strigătul lui Dumnezeu către noi. Spune Apostolul Pavel, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă, te cheamă la pocăință? Acolo Dumnezeu îi pune în fața bunătății sale. De ce a făcut stăpânul tot jocul ăsta? De ce i-a primit pe toți la fel? Pentru că e bun. De ce a ținut să arate bunătatea lui? De ce a ținut să vadă toți că el a plătit pe toți la fel? Știți de ce cred eu că a ținut să vadă? Pentru că bunătatea lui trebuia să fie pentru toți un model. Un model. Asistaseră toți, dintre toți cei care au venit primii, au asistat cel mai mult la un festin de bunătate. La o adevărată sărbătoare a bunătății. Fuseseră aleși din piață de vreme, puteau fi aleși târziu. Și rând pe rând au venit colegi de-ai lor în vie și se bucurau împreună cu ei că știau că și ei, ca și ei, sunt doar zilieri care au nevoie de bănuțul din partea stăpânului. Au asistat zi de zi la bunătatea lui Dumnezeu. În ziua aceea, oră după oră, pe măsură ce veneau muncitorii, pe măsură ce primeau pe alții în pildă, în vie, vedeau bunătatea lui Dumnezeu. Și la final Dumnezeu le-a pus oglinda în față. Dacă eu sunt așa, voi cum trebuie să fiți? Dacă eu sunt așa, voi cum trebuie să fiți? Iată întrebarea cu care închei seara. Dacă El e așa, noi cum trebuie să fim? Spune Apostolul Pavel Galatenilor, o copilașii mei, pentru care sufer durerea nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Dumnezeu nu te lasă niciodată la fel. Te schimbă, te transformă. Și nu e așa că e bine că faci asta? Nu e așa că e bine că faci asta? Când venim din piața lumii,
la Dumnezeu. Noi toți știm câtă nevoie de schimbare avem. Sunteți aici oameni dragi, prieteni de casă lui Dumnezeu, care încercați să vă schimbați de ani de zile. Ați căutat copilul interior, ați renunțat să mai căutați. Ați făcut una și alta, tot căutând să vă reparați și n-ați reușit să vă reparați. Vă spun o veste tristă și una bună. Vestea tristă e că noi oamenii nu vom reuși niciodată să ne reparăm. Vestea bună este că Dumnezeu ne repară. Vestea bună este că Dumnezeu are balsam pentru rănile noastre. Vestea bună este că Dumnezeu știe să întregească viața noastră. Vestea bună este că Dumnezeu știe să ne ia în brațele sale și în îmbrățișarea lui Dumnezeu, într-un final, ne vindecăm. Există transformare. Dacă te pocăiești, știți că circulă în lume vorba asta, vei deveni cea mai bună versiune a ta. Dacă te pocăiești, chiar vei deveni cea mai bună versiune a ta. Fără pocăință însă, versiunea ta va cunoaște tot mai mult degradarea. Cine e pe urmele tale? E Dumnezeu sau e altcineva? Uită-te atent în oglindă. Felul în care te schimbi, felul în care te transformi, îți place sau nu? Dacă îți place, dacă te schimbă, dacă te transformă, dacă e conformă cu Scriptura, înseamnă că e Dumnezeu acolo. Dacă nu-ți place sau dacă nu-i conformă cu Scriptura, dacă te face tot mai imoral, tot mai țândăr, tot mai praf, tot mai gol, înseamnă că nu-i Dumnezeu acolo. În piața dumneavoastră, în această seară, a venit din nou gospodarul. A venit din nou gospodarul. Permite-mi să te întreb, ce vei face? A venit să te caute, a venit pentru că știe nevoile, a venit pentru că vrea să te înflorească. A venit să-ți spună că există primire înaintea lui, că e devreme sau e târziu, el te primește. Și a venit să-ți zică că e singurul care te poate schimba, te poate transforma. Întrebarea rămâne la noi. Tu te duci în via lui. Tu te duci în via lui. Și a vei zice, eu mai stau. Mai stau un pic că poate vine altcineva. Mai stau un pic pentru că m-am obișnuit. Mai stau un pic pentru că nici n-am un motiv anume. Pur și simplu mai stau, că știu eu că sunt pocăiți. V-am rugat la început să aveți inima deschisă. Să păstrați inima deschisă. Să nu plecați cu gândul că știți dumneavoastră. Iată Evanghelia. Evanghelia este că Dumnezeu a iubit într-atât de mult încât a făcut lumea ta pe tine, încât a făcut posibil întoarcerea ta la El prin jertfa Fiului Său. Dumnezeu te poate primi pentru că Hristos a murit pentru tine. Strigătul, vino acasă, este posibil să ajungă la urechile tale pentru că Hristos a murit în locul tău. Lasă acest strigăt să răsune încă o dată. Te cheamă Dumnezeu acasă. Te rog, nu întârzia, ci vină. Și toată biserica să zică, amin, amin, amin.